Pe o uliță dintr-un sat din județul Bacău, pe un deal, se află o casă mică și pricăjită. Aici trăiesc Irina, Bianca, Iulian și tatăl lor. Mama s-a prăpădit în urmă cu 3 ani. În urmă cu câteva luni și tatăl a fost încercat. A făcut un accident vascular cerebral, iar acum a rămas cu sechele. Acum eu dacă am căzut la căzut acum cu mi-a palmă de Dumnezeu, nu știu, la șofer, nu percepi. Am făcut un accident vascular, am avut mâna stângă paralizată. Mâna dreaptă a tatălui este Iulian, un băiat de 14 ani, blond, cu ochi albaștri, care nu permit să fie citiți. E, dar le bază și cu pastile, zare și cu apa, și cu lemnii. Și merge și la școală. Da. Sora lui Iulian, de 11 ani, Irina, are o listă lungă de diagnostice grele. În fiecare seară, la ora 7, trebuie să-l aprezumesc. Eu fac injecție. Bianca și-a luat în serios rolul de ghid și stâlp pentru sora ei. Are 10 ani și e în aceeași clasă cu Irina, în clasa a treia. Ea o pregătește și o ajută la școală. Vreau să stau și mult în spital. Nu s-a vrut 6 luni de zile. Cum ajuți pe sora ta? Că nu știe la o literă, îi fac eu literă. Îi faci, o ajuți de teme? Da. Ce faceți la școală? Ne jucăm, vorbim cu copiii. Doamna? Doamna e drăguță. Cum o ajuți pe Irina? Spune că dacă nu știe, nu știe iar o literă, o fac cu mâna ei litera aia, ca să învețe. O ajut să-și facă și temele. Da. O mătură, soba, două paturi, masa, un dulap și televizorul. E tot ce au ei în casă. Nu există nici măcar un covor pe pardoseala din chirpici. Un ajutor de nădejde pentru această familie greu încercată este Lăcrămioara Vrânceanu, asistentul medical comunitar. Când am venit în această comună și m-am angajat ca asistent medical comunitar, am cunoscut prin munca mea de teren această familie și nevoile acestei familii. Tratamentul îi se administrează de către tatăl, care a fost inițiat pentru că, având nevoie să facă un tratament de lungă durată, de la 9 la 14 ani, injectabil cu un hormon de creștere, să o ajute să se dezvolte și, bineînțeles, și cu alimentația adecvată conform vârstei. Ei s-au atașat foarte mult de tatăl. Cea mai grea perioadă pentru întreaga familie a fost când copiii au fost despărțiți de tată. Au locuit pentru un timp într-un centru de plasament, în regim de urgență. Dar tot ce și-au dorit atunci a fost să ducă greul împreună în casa lor. Dumneavoastră ați vrut să-i luați înapoi. Da. Cum a fost atunci? Foarte greu. Nu ajută? Ajută? Irina, Bianca și Iulian au nevoie de ajutor pe termen lung, să fie sănătoși, să beneficieze de consiliere psihologică și să poată continua școala. Prin asistența echipei comunitare, copiii vulnerabili au acces la servicii specializate, sociale, medicale și educaționale furnizate la nivel local. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează online pe www.unicef.ro. Îți mulțumim!